Bună dimineața, sunt Tatiana Andrieș și astăzi vin în fața dumneavoastră cu un nou tutorial în care vom lucra acest clopoțel. După cum vedeți, acesta este în două culori și ornamentat. Aici în mijloc i-am atașat un clopoțel. Dintre acestea puteți găsi în magazinele de specialitate, dar se poate lucra și simplu, modelul este același. Puteți să lucrați și fără clopoțel, dacă nu l-aveți, iar aici veți pune un fir transparent cu care apoi să-l puteți pune în brăduț. Așa cum vă spuneam, modelul este același, doar că aici am făcut partea joasă cu culoarea roșie. Firul cu care am lucrat este firul Lisa Lurex, de culoare albă și de culoare roșie, după cum vedeți. Acest fir poate fi lucrat, este un fir cu lame și poate fi lucrat cu croșetul numărul 3, după cum se vede în imagine. Deci noi vom folosi croșetul numărul 3. Vom avea nevoie de acul pentru cusut lână. Vom avea nevoie, dacă doriți să puneți clopoțel, de acest tip de clopoțel pe care îl găsiți, cum vă spuneam, în magazinele de specialitate. Vom avea nevoie de aceste mărgeluțe, fie de culoare argintie, cum am eu, fie de culoare galbenă, aurie, lipiciul lichid în care doriți să puneți mărgeluțele, foarfece și, bineînțeles, croșetul. Așa cum spuneam mai înainte, croșetul cu numărul 3. Până în momentul în care voi găsi o alternativă pentru a filma mult mai aproape, astăzi voi filma deocamdată în această formulă, ca și până acum. Însă voi încerca să fiu mult mai aproape de dumneavoastră. Și vom începe. Vom face cercul magic, în care, pentru început, vom lucra un număr de 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Deci avem unul deja, al doilea, al treilea. Luăm firul odată pe croșet, în felul acesta, intrăm în interiorul cercului și lucrăm cel de-al doilea picioruș dublu. Un ochi de lanț, din nou firul pe croșet, și vom lucra un picioruș dublu și cel de-al doilea. Deci două piciorușe duble în total, un ochi de lanț, alte două piciorușe duble, din nou un ochi de lanț de separare. Vom avea nevoie de 6 grupuri de astfel de două piciorușe duble separate de un ochi de lanț. Acum eu voi face cel de-al patrulea grup. 1, 2, 3, 4. Un ochi de lanț de separare. Al cincilea grup de două piciorușe duble, un ochi de lanț de separare, ultimele două piciorușe duble, un ochi de lanț de separare, vom închide cercul magic și vom închide totul în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș cu fir alunecat. Dacă auziți un zgomot ciudat, să știți că am o cimice în casă, o insectă din aceea care pătrunde peste tot. Cu fir alunecat mă voi deplasa în spațiul format din ochiul de lanț și voi începe să lucrez. Deci în acest spațiu
voi face. Trei ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Al doilea picioruș dublu, un ochi de lanț de separare și în interiorul aceluiași spațiu voi lucra alte două piciorușe duble. După care mă voi deplasa către următorul spațiu. Voi face două piciorușe duble. Eu sper mult să se vadă un ochi de lanț, urmat de alte două piciorușe duble. Apoi, firul din nou pe croșet, mă deplasez din nou în acel spațiu format de ochiul de lanț și voi lucra în același mod. Două piciorușe duble, un ochi de lanț, urmat de alte două piciorușe duble. Voi încerca să lucrez aproape pas cu pas, în modul în care să puteți vedea. Mă deplasez în următorul spațiu. Două piciorușe duble. Un ochi de lanț. Urmat de alte două piciorușe duble. Mă voi deplasa în următorul spațiu, voi face alte două piciorușe duble. Vă rog să scuzați vocea, sunt un pic răcită. Un ochi de lanț. Deci, în corespondența fiecărui spațiu format din ochiul de lanț care separă cele două piciorușe duble, noi lucrăm două piciorușe duble, un ochi de lanț și alte două piciorușe duble. Este foarte simplu. Un ochi de lanț, alte două piciorușe duble. Și vom închide totul cu fir alunecat. După care, încet, încet, mă voi deplasa către mijlocul următorului spațiu format din ochiul de lanț. Și voi lucra. Trei ochiuri de lanț care vor forma un picioruș dublu. Al doilea picioruș dublu, un ochi de lanț, alte două piciorușe duble. Deci repetăm practic ceea ce am făcut în rândul anterior. Mă voi deplasa către următorul spațiu. Voi face un picioruș dublu, cel de-al doilea, un ochi de lanț, alte două piciorușe duble, mă voi deplasa în următorul spațiu și voi lucra din nou două piciorușe duble, un ochi de lanț, urmat de alte două piciorușe duble în interiorul aceluiași spațiu. Firul pe croșet, voi intra în următorul spațiu.
două piciorușe duble, un ochi de lanț, urmat de alte două piciorușe duble. În felul acesta lucrăm până la capătul acestui rând. Și din nou, firul pe croșet, un picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, un ochi de lanț, două piciorușe duble. Sunt foarte ușor de făcut și nu este nevoie să fie apretate. După cum ați văzut, ele stau singure în picioare. Acesta este un avantaj pentru dumneavoastră, folosind acest tip de fir. Nu aveți nevoie să le apretați. Am făcut două piciorușe duble, un ochi de lanț, ultimile două piciorușe duble din acest rând. Și voi închide totul în cel de-al treilea ochi de lanț de la începutul rândului, din primul picioruș dublu, cu fir alunecat. Vedeți, deja prinde formă clopoțelul. Cu fir alunecat mă voi îndrepta din nou către mijlocul spațiului. Iar aici voi face exact aceleași aceleași număr de piciorușe precum în rândul anterior. Două ochiuri de lanț, două piciorușe duble, scuzați, un ochi de lanț, alte două piciorușe duble, firul pe croșet, ne deplasăm în spațiul următor, în ochiul de lanț, și din nou vom lucra în același mod. Două piciorușe duble, un ochi de lanț, două piciorușe duble. Deci repetăm practic tot rândul anterior. Acum ne îndreptăm în următorul spațiu. După cum vedeți, totul este foarte ușor. Repetăm aceste rânduri. Intrăm în următorul spațiu. Două piciorușe duble, un ochi de lanț, două piciorușe duble, intrăm în următorul spațiu, vom face aceleași două piciorușe duble, un ochi de lanț, urmat de alte două piciorușe duble. Știu că și acasă este frig, aici s-a făcut foarte frig și cum trebuie să ies mereu afară în unde este bucătăria, unde este mașina de spălat, imediat a început să mă doară gâtul. Am prins un pic de răceală. Cum este foarte ușor să răcim, am ajuns la capătul rândului, închidem în același mod, cu piciorușa alunecat, în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș din rândul anterior. Cu fir alunecat mă deplasez din nou către mijlocul primului spațiu din acest nou rând. Deci avem 1, 2, 3. Acum va veni cel de-al patrulea rând.
trei ochiuri de lanț, repetăm tot ceea ce am lucrat până acum. Deci am în total două piciorușe duble, un ochi de lanț, alte două piciorușe duble, firul pe croșet, mă îndrept către următorul spațiu și din nou lucrez în același mod. Două piciorușe duble, un ochi de lanț, urmat de alte două piciorușe duble, ne îndreptăm în următorul spațiu și lucrăm două ochiuri de lanț, două piciorușe duble, scuzați, un ochi de lanț, la mine este foarte devreme, este ora 4 dimineața. Din nou, două piciorușe duble, un ochi de lanț, urmat de alte două piciorușe duble, deplasăm în următorul spațiu. După cum vedeți, este foarte spornic, este foarte ușor de lucrat. Puteți lucra imediat un astfel de clopoțel. Deci am făcut două piciorușe duble, un ochi de lanț de separare, urmat de alte două piciorușe duble. Iar acum voi intra aici în ultimul spațiu, firul pe croșet, un picioruș dublu, cel de-al doilea, un ochi de lanț de separare, urmat de alte două piciorușe duble, și voi închide totul cu fir alunecat în cel de-al treilea ochi din primul picioruș de la începutul acestui rând. Eu acum voi scurta firul și voi atașa culoarea roșie. Dumneavoastră, dacă doriți să-l lucrați tot în culoarea albă, veți continua cu alb exact în modul în care continui eu, pentru că modelul este unul și același, doar că eu am adăugat jos culoarea roșie. Voi închide. Deocamdată voi ascunde firul aici și voi atașa culoarea roșie. Voi face un ochi de lanț în felul acesta. Voi intra în acest spațiu creat între modelul propriu-zis. Vedeți? Voi intra în felul acesta. Și voi face un picioruș scurt, după care voi pune firele în spate, în modul în care să le prind. Voi lua firul pe croșet, voi intra în spațiul de un ochi de lanț care separă cele două grupuri de piciorușe duble și voi face un picioruș dublu, 1
doi. Trei. Patru. Cinci. Șase. Șapte. Și cel de-al optulea picioruș dublu. Deci, după cum vedeți, am format deja această parte care formează baza clopoțelului. În spațiul dintre cele patru piciorușe duble voi face un picioruș scurt, firul pe croșet și voi intra din nou în spațiul format din ochiul de lanț dintre cele patru piciorușe duble și lucrez din nou cele 8 piciorușe duble. 2 3 4 5 6 7 cel de-al 8-lea aici voi face un picioruș scurt, intru în următorul spațiu format din ochiul de lanț și voi face din nou 8 piciorușe duble. Aici vom face un picioruș scurt din nou, după care ne deplasăm în următorul spațiu de un ochi de lanț dintre cele patru piciorușe duble și lucrăm în același mod. Eu sper că mă încadrez în imagine, trebuie să văd modul în care să aranjez camera să se poată vedea mult mai de aproape. Am 4 piciorușe duble deja, 5 6 7 cel de-al 8-lea, un picioruș scurt, și ne deplasăm în următorul spațiu format din un ochi de lanț, dintre cele 4 piciorușe duble și lucrăm din nou cele 8 piciorușe duble care formează acea parte dantelată. 3 4 5 6 7 8 picioruș scurt, iar acum voi forma ultima parte. Vedeți ce frumos se prezintă?
Aici voi face ultimele 8 piciorușe duble, cu care vom încheia clopoțelul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și voi închide totul aici unde am făcut primul picioruș scurt, unde am început cu culoarea roșie. Voi încheia totul cu fir alunecat. Voi scurta firul. Voi închide. Și voi ascunde firul aici de desubt. Dumneavoastră, dacă doriți, puteți să-l ascundeți cu acul pentru a vă fi mai ușor. Eu îl ascund cu croșetul. Trăgându-l în acest mod, nu se observă, cum vedeți. Celelalte capete de la începutul acestui rând, ați văzut că le-am ascuns în timp ce lucram, le-am dat stabilitate. Aici voi scurta acest fir, voi scurta și bucățica de fir alb, care apoi nu am mai reușit să o adaug. Voi întoarce clopoțelul. Voi ascunde și firul alb de la începutul lucrării. O, cât de gros este. Așa cum am nimerit. Îl voi ascunde aici, de desubt. Voi da un pic de siguranță. Felul acesta. Îl voi scurta. Iar dacă doriți să faceți această decorațiune cu mărgeluțele la metru, vom face. În acest fel vom avea două clopoțele identice. Voi folosi lipiciul lichid, același fir de culoare argintie. Așa cum vă spuneam, dacă dispuneți de firul auriu, puteți să-l folosiți. Și eu am atașat firul în
acest spațiu care separă modelul. Vedeți? În acest spațiu. Modelul aici îmi rămâne. Deci luați ca punct de după care să vă orientați piciorușul scurt format între această parte dantelată. Și voi începe. Voi pune lipiciul lichid. Nu vrei? Doar un pic mai devreme ce am lucrat cu el. Ca întotdeauna, când e nevoie, nu se poate. Așa, acum i-am dat un pic drumul. Sperăm să iasă. Și după cum vă spuneam, am luat ca punct de după care să mă orientez această linie unde am pus de jos am lucrat piciorușul scurt. Puteți folosi foarte bine și lipiciul cald. Aceasta este partea cea mai migăloasă a lucrării. Și voi coborâ din nou pe aceeași linie, în direcția piciorușului scurt. Acum s-a dezghețat și lipiciul. Sper să nu rămână pe față de masă, să nu stric. Așa. Acum voi continua, voi coborâ în jos din nou în direcția piciorușului scurt. Voi ajunge până sus pentru că, așa cum ați observat, acest lipici este foarte, foarte ușor se lipește. Aici voi scurta. Din nou un pic de lipici lichid, să ajungem până la capăt. Așa cum vă spuneam, aceasta este partea cea mai migăloasă a lucrării, de fapt, ornamentarea. Așa. Deci, această parte deja
am aranjat-o. Cu atenție. Iar acum voi începe pe partea dantelată să aplic mărgeluțele. Vă rog să scuzați vocea. Voi face în felul acesta. Foarte ușor, foarte simplu. Lipiciul lichid sau la cald face minuni. Continuăm. Ne apropiem încet, încet de sfârșitul lucrării. După cum vedeți, se prezintă deja foarte frumos. Vom face ultima parte aici. Capacul, pentru că apoi din nou îmi va crea probleme când îl deschid. Aici voi scurta firul argintiu. Uitați-vă, l-am aranjat până acum. Iar acum ultimul lucru pe care îl vom face va fi, după ce ne-am asigurat că totul este lipit cum trebuie, va fi doar să atașăm clopoțelul. Dacă doriți, dacă dispuneți de clopoțel, dacă nu, puteți să adăugați aici, așa cum v-am spus, acel fier transparent. După cum vedeți, acest tip de clopoțel are deja aici această pămblicuță. Va fi mai ușor de atașat. Eu voi pune pe ea lipiciul lichid în felul acesta, un pic mai abundent. Nu ne zgârcim la această parte. Apoi voi intra
roșetul în mijlocul clopoțelului. Vedeți? Voi prinde firul. Cel. Voi încerca să-l extrag afară, fără. Ia uitați-vă. Voi ține un pic apăsat să se lipească și avem și modul în care să îl atașăm pe brăduțul nostru. Aceasta este ceea ce am vrut să vă arăt astăzi. Ați văzut că în puțin timp am realizat acest frumos clopoțel. Eu sper foarte mult să vă placă. Sper foarte mult să primesc cât mai multe like-uri din partea dumneavoastră, cât mai multe vizualizări, comentarii. Și țin foarte mult să mulțumesc doamnelor nou înscrise pe acest grup, tuturor doamnelor care faceți parte de pe acest canal de YouTube. Sunt un pic emoționată ca întotdeauna la tutorialele pe care le fac. Vă mulțumesc foarte mult pentru susținerea dumneavoastră și vă rog să nu uitați să dați un like, un comentariu, pentru că aceasta mă ajută să duc mai departe acest canal. Ne vom întâlni foarte curând. Am reușit să pun internetul fix. Acum doar trebuie să aranjez modul în care dumneavoastră să puteți vedea mai bine ceea ce lucrez. Și încet, încet să dau o clasă cât mai înaltă acestui canal de YouTube. Eu vă doresc vizionare plăcută, vă mulțumesc din nou pentru faptul că sunteți alături de mine. Am nevoie de prezența dumneavoastră alături de mine, îmi dați curaj să merg mai departe. Și de aceea vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră. Sunt Tatiana Andrieș și vă doresc o zi minunată. La revedere!